Salutare prieteni, bine ați venit la o nouă lecție de limba germană. Astăzi vom învăța împreună verbul zilei cu numărul 26, REINEN. Înseamnă a alerga. REINEN, să-l conjugăm la prezent. Eu alerg, ich tu alergi, du, alerg. du atenție, du renst. el, ea, alergă, er, zi, rent er, zi, rent noi alergăm wir rennen. voi alergați ihr rent ei, ele, alergă zi, zi, reinen și dumneavoastră alergați zi, cu S mare, da? Când îl scriem. La trecut. Eu am alergat. Îmi cer scuze că scrie prezent, este trecut, da? Eu am alergat. Ich bin gerant. Atenție, îl conjugăm cu verbul sein, da? Și atunci vom spune Ich bin gerant. Pentru că este un verb de mișcare. Tu ai alergat. Du bist gerant. Du bist gerant. Elia alergat, er, sie ist gerannt, er ist gerannt, sie ist gerannt. Noi am alergat, wir sind gerannt, voi ați alergat, ihr seid gerannt, ihr seid gerannt. Jejel alergat, sie, sie sind gerannt, si dumne a alergat, sie sind gerannt. Nu uităm niciodată verbele de mișcare. La trecut sunt formate cu ajutorul verbului sein, da? Nu haben. Și acum să facem câteva exemple în limba germană, baișpile. Eu alerg pentru bani. Ich renne für Geld. Ich renne für Geld. Tu alergi în jurul casei. Du rennst ums Haus. Durenst ums Haus. El fugea. Er rannte weg. Er ran weg. Pentru că verbul ren înseamnă și a fugi, a alerga sau a fugi. Toți băieții fugeau. Ale jungen rannten weg. Ale jungen rante weg tu ai alergat. Du bist gerant. Du bist gerant. Thomas nu a alergat. Thomas este nicht gerant. Thomas ist nicht gerant. Cam atât a fost pentru astăzi. Sper că v-au fost de folos aceste informații despre verbul renen. Ne vedem la lecția următoare. Până atunci vă urez la treabă. Čia